Drumul distrus care traversează Dudașul Schelei este de ani de zile motiv de supărare pentru locuitori. Gropile nu lipsesc din peisaj, iar circulația se face cu dificultate. Șoferii trec zilnic prin clipe de coșmar și se roagă să nu rămână cu mașinile în drum. Nu îndrăznim noi cu bicicleta, dar pe cu mașinile. Pe mine mă doare inima când se rupe câte o spiță la bicicletă, dar apoi la mașină. Ce planete are, toate se duc, dacă nu mai gropi. Deci mergi din groapă în groapă, ăsta nu e cartier de oraș. Deci dacă ne luăm după drum, cred că e categoria 5-a, 6-a. De fiecare dată când trece o mașină, un nor gros de praf învăluie totul în jur. E foarte urâtă, numai gropi. Mașinile s-au dus de tot. Praf mult. Și praf mult. Chinul oamenilor din Dudașul Schelei va lua sfârșit. Calea Severinului a fost și ea inclusă în planul de asfaltare a primăriei Turnu Severin. Anul trecut s-a pus niște griblură. Drumul a fost foarte bun, dar după căderea, după topirea zăpezii, drumul s-a făcut praf. Puteți să vedeți și dumneavoastră, să filmați un grop de peste 10 cm. Toate străzile din municipiul Turnu Severin vor intra în reabilitare. Ați văzut foarte bine și să înțeleagă și cei din Dudașul Schelei că lucrăm de aproape un an de zile, am reluat deja lucrările, contractul nostru se derulează pe 2 ani. Noi în februarie 2013 trebuie să încheiem această activitate. Până când asfaltarea va ajunge și în cartierul severinan Dudașul Schelei, locuitorii fac apel la autorități ca măcar gropile din drum să fie acoperite, iar strada să devină practicabilă.